Bună dimineața, oameni frumoși! Alaltăieri am ajuns în orașul Zanzibar. A trebuit să-mi aștept soția să o iau de la hotel, de la aeroport, scuzați-mă, și după aceea am venit la hotelul Dawn Palace din oraș. Este un hotel foarte drăguț, din cauza aceea vreau să filmez un pic, să vi-l arăt. După părerea mea, după ce am văzut peste tot, eu consider că este un hotel foarte plăcut. Uitați-vă și lămuriți-vă singuri. Aici este intrarea unde se servește masa. Aici aveți piscina în mijloc. Perspectiva din partea cealaltă. În spate se vede bucătăria. Și seritul mesei. Acolo sunt balcoanele. Acum este un loc de relaxare. Este foarte frumos. Aici vă duce un lift până la etajul 4, sus pe hotel. Mă îndrept spre recepție. Aici este recepția. Oameni foarte de treabă, nu am ce să spun. Aici este ieșirea în cealaltă parte a hotelului. Aici iar este sala de așteptare, dacă veniți cumva mai repede. Și acum o să vorbesc, dacă au o cameră goală, să vă arăt o cameră. Deci mai departe, hotelul este plin, eu acum vreau să plec și au zis că cameră curată la ora asta o numai pe asta de o persoană, da? Dar dacă nu vă supărați și vă arăt și camera mea când termin de filmat în partea de sus, cum arată o cameră pentru două persoane. Deci nu am cuvinte. Deci dacă vizitați orașul Zanzibar, vă recomand 100% să veniți în hotelul acesta. Am stat 2 zile, mi-a plăcut enorm, este aproape de mare, aproape de centrul orașului, este superb. Baia cam la fel peste toate camerele, îmi place enorm, sper să vă placă și vouă. Am ieșit din cameră, merg mai departe să vă arăt parterul. Sper să nu mă grăbesc prea tare, să se vadă bine filmarea. La etajul 1. Este păcat să nu vedeți. Sper că la majoritatea vă va face plăcere. Nu știu dacă e prea lung. Eu doar sunt în concediu aici, nu sunt YouTuber. Dar ce-mi place, îmi place să arăt și la alții. Acolo e liftul. Eu am venit pe scări.
Aici arată cum a fost un pătuț de copii mici. Deci, ce să mai zic? Nu am cuvinte. Am ajuns și la etajul 2, care este la fel de drăguț ca și parterul și etajul 1. Parcă este identic. Aici o poză cum arăta mai de mult. Vă spun sincer că nu m-am interesat cât de vechi este, dar cred că este foarte vechi și renovat. Cred. Deci etajul 2 am terminat și acum vă duc sus pe terasa hotelului, de unde se poate vedea orașul. Loc de relaxare. Deci, eu nu am cuvinte, sunt tare impresionat. Eu am locuit o săptămână la Nungvi, nordul insulei. Este mult mai scump și la prețul acesta nu găsești așa ceva acolo, din cauza apei. Poți face baie tot pe perioada zilei. Aici în oraș e mai mult turiștii se duc să viziteze și de aici pleacă în stațiunile unde pot să facă baie. Aici urc mai sus. Deci acum sunt la punctul cel mai înalt al hotelului. Partea pe ocean, vedeți un hotel, nu e hotel, un restaurant mai micuț, unde vă duce cu barca ca să luați, să serviți masa. Și din zona aceasta se fac toate excursiile prin zonă cu bărcile. Și noi am vrut să mergem ieri la Prison Island, dar din păcate au fost valuri și la soție i-a fost tare frică. Eu mergeam. Dar dacă soția a zis că-i frică, am lăsat-o. Deci asta a fost filmarea de astăzi. Sper să vă facă plăcere. Noi de aici plecăm. Plecăm la Zanzibarezul, care toată lumea îl știe din România. Și la dânsul o să filmez în continuare. Mulțumesc, să aveți o zi frumoasă și eu la fel. Vizionare plăcută în continuare.